Hristos a înviat. În urmă cu 2000 de ani, un om a murit și a înviat, lăsând ca viața lui să fie un mesaj pentru noi. Te-ai gândit oare cum ceea ce i s-a întâmplat lui Iisus, tu îți faci ție zilnic? Și dacă îți faci ție, le faci și celorlalți. Și asta întrucât ceea ce este în noi este și în afara noastră și prin urmare relația cu noi înșine este și relația cu ceilalți. O parte din povestea lui Iisus este parte din povestea noastră. Așa cum Iisus a fost judecat și respins de marii preoți, așa și noi ne respingem și ne acuzăm și ne judecăm că nu reușim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor noastre, că nu ne putem abține și încălcăm ceea ce noi înșine ne-am stabilit. Mesajul nou, atipic, al lui Iisus a produs frică. Iar frica preoților de a pierde vechile tradiții și propriile privilegii a generat un răspuns violent de condamnare a lui Iisus. Ceea ce nu au înțeles, au condamnat. Același comportament se regăsește și în noi. Și noi respingem noul, fiind blocați în propriile tipare de gândire. Tipare care ne păstrează într-o zonă de confort și ne fac să ne simțim în siguranță. Și uite așa, îi respingem și pedepsim pe cei care nu ne respectă adevărul, care gândesc diferit decât o facem noi. Și pentru că nu suntem confortabili cu un alt adevăr, încercăm să-l impunem pe al nostru celorlalți. Iisus a vorbit cu blândețe, cu iubire, a mângâiat și a vindecat. Tu așa te comporți cu tine? Dar cu ceilalți. Și dacă Iisus s-a sacrificat pentru noi, tu ai putea să o faci pentru tine? Ai putea să fii acolo pentru tine? Și uite așa, ajungem la mesajul Paștelui. Ei bine, pentru mine, Paștele, printre altele, înseamnă renaștere și pace interioară. Faptul că avem în noi potențialul de a avea viața pe care ne-o dorim, diferită de cea de astăzi pe care o respingem, nu înseamnă că automat îl vom și fructifica. Pentru a-l fructifica, avem nevoie să nu ne mai respingem. Nu putem ajunge acolo unde ne dorim dacă ne luptăm cu noi înșine. Este nevoie doar să schimbi relația cu tine însuți și se va schimba și relația cu ceilalți. Să simți iubire. Și da, tu poți. Să ai parte de o zi minunată.